Și-au lansat o afacere cu suportul Cehiei. 54 de antreprenori din nordul țării au beneficiat de granturi în valoare totală de peste 210.000 de euro pentru a-și pune pe roate și dezvolta micile afaceri. Banii au fost oferiți prin intermediul proiectului Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Veronica Cernogal împreună cu soțul ei au construit o piscină modernă în orașul Sângerei, în care au investit peste 5 milioane de lei. O parte din bani le-au fost acordați sub formă de grant de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Mi-a fost foarte binevenit acest grant. Am reușit să punem cărămidă la cărămidă, așa să spun, pentru a deschide, pentru a iniția. A fost 5.000 de euro. Cei ce ne-a ajutat să acoperim o parte din cheltuielile pentru mozaica care a fost acoperit bazinul. Deci a fost ceva important. Suntem foarte mulțumiți și la sigur nu e ultimul grant la care vom apela. Iar Angela Bejenar din satul Plopi, raionul Dondușeni, produce de mai mulți ani pomușoare și legume ecologice. În cadrul proiectului, antreprenoarea a beneficiat de un grant de 4.000 de euro. Grație acestui ajutor financiar, femeia a reușit să-și realizeze produsele și pe piața din Chișinău. Noi am procurat un tocător de crengi pentru uscătoria noastră. Acest lucru ne-a ieftinit într-un fel combustibilul pentru uscătorie, pentru deoarece noi, în afară de ceea ce creștem produse în perioada când este surplus pe piață, noi le deshidratăm. În cadrul proiectului au fost organizate 150 de instruiri pentru reprezentanții micului business, programe de mentorat și vizite de studiu în Republica Cehă, România și Polonia. Totodată au fost create 5 asociații de business și start-up-uri. A fost un sprijin foarte important acest grant care l-am obținut, pentru că nu atât un grant, nu doar financiar, dar a fost un grant la care am obținut cunoștințe, la care am obținut prieteni, la care am obținut cunoștințe în domeniul de cum să ne menținem piața competitivă. Am câștigat un grant de la ei și mi-am lansat o nouă afacere, ceea ce este în domeniul prelucrării uleiului. Și anume, pe banii câștigați drept grant, mi-am procurat un biletizator, produc bileți. La moment este o afacere de început, dar sperăm să creștem și mulțumim foarte mult proiectului People Init pentru susținerea acordată. Activitățile proiectului au fost realizate prin colaborarea organizației neguvernamentale People in Need Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația Obștească Pro Cooperare Regională. A fost creat un centru de informare și consiliere în afaceri în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord. Totodată a fost creat, cu suportul partenerilor, a fost creat un site pentru atragerea investițiilor în regiunea noastră, care se numește Invest North. Pe lângă aceasta, împreună cu autoritățile publice locale, am creat o platformă de comunicare pe domeniul economic și îi informăm periodic prin intermediul buletinilor informative care sunt noutățile din domeniul economic. Proiectul Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova s-a desfășurat în perioada anilor 2017-2020.